În cadrul studiului prezentat astăzi la evenimentul despre care tocmai ce am vorbit, știu că este o întrebare care a stârnit multe curiozități și despre care aș vrea să discutăm puțin. Mai exact, au fost întrebați americanii ce reprezintă Transilvania pentru ei. Care au fost răspunsurile? Și ce impact a avut această întrebare? E o întrebare care făcea parte din setul de întrebări de 20% între spus evident pentru publicul american. E o gamă mai mare de întrebări de genul ăsta, cum percep România, dacă e o țară latină, dacă e o țară din fosta URSS, pentru că atunci când vrei să-ți construiești un proiect de țară, dacă vreți pe America sau dacă vrei să spun vreau să transmit un mesaj coerent românesc în America despre mine, trebuie să știi foarte bine ce știu americanii despre tine. Ca să nu cumva să crezi că tu vii cu un dacă americanii nu știu că ești o țară latină, că nu ești din fosta URSS și locația ta geografică e incertă în mintea lor, evident că dacă tu vii cu lucruri sofisticate, s-ar putea să nu te asculte nimeni. Bun. Întrebarea cu Transilvania am pus-o dintr-un motiv care ține și de centenar și de Trianon, ca să zic așa, pentru că centenarul nostru se va încheia cu ocazia Trianonului. Am sentimentul. Iar datele pe care le am obținut despre România, întrebați fiind americani despre România, au auzit 67% despre România. 20% n-au auzit și 12% au răspuns la întrebarea asta. E foarte interesant că despre Transilvania au auzit 71% despre Transilvania în... Au auzit mai mult în Transilvania decât despre România. Deci cum vă explicați? Aici e întrebarea. Ținând cont de ceea ce știați, Transilvania este. Și am pus o întrebare cu răspunsuri prestabilite. O regiune în România, țara lui Dracula, un stat independent în Europa, o regiune în Ungaria, o regiune într-o altă țară din Uniunea Europeană. O regiune în România, 35%. Deci, din cei care au zis de România, 35% știu că e o regiune în România, Transilvania. Țara lui Dracula, 23%. Un stat independent în Europa, 6%. Și o regiune în Ungaria, 4%. O regiune într-o altă țară din UE, 3%. De ce vreau să spun aici? Transilvania este propaganda maghiară revizionistă în Statele Unite nu are eficacitatea pe care unii încearcă să o sugereze, nici n-ar avea cum. Dacă ar fi să atribuim, să zicem, propagandei maghiare eficacitate în dosarul acesta, undeva de 4%, maxim 6%, dacă introducem ideea că transmitem un stat independent în Europa, o punem în portofoliul propagandei maghiare, avem 10%. Dar, de fapt, Transilvania este 23% țara lui Dracula. Asta, Transilvania ca țara lui Dracula e o creație a Hollywoodului, nu a propagandei maghiare. Filmele care rulează și în momentele acestea, nu Hotel Transilvania 1, 2, 3 sau mai știu eu la ce număr a ajuns, creează în mentalul public american ideea că Transilvania, Dracula, Transilvania, Dracula. Ce trebuie să învățăm din asta? Că România are un brand de țară greu de configurat astăzi în America. Că Transilvania ar putea să ne ajute ca brand de țară și chiar că Dracula ar putea să ne ajute dacă am fi suficient de inteligent să intrăm spre publicul american cu un asemenea brand de țară. Pentru că din cercetările noastre, pe care, sigur, le vom discuta probabil și cu alte prilejuri, e limpede că noi nu avem un brand de țară. Când spui România, nu știi exact ce spui. Să spui România, spui vinuri, spui turism, spui Dracula într-o oarecare măsură și Transilvania, asta veni la pachet, repet, Dracula, Transilvania, creațiile Hollywoodului. Dacă există însă vreun atașament pe care americanii l-au față de România, că am pus și această întrebare, cât de mult contează pentru noastră faptul că soldații români luptă umăr la umăr cu americanii pe fronturile de operațiuni militare. 2. Faptul că America este singura țară vizitată de doi președinți americani înainte de 89. 3. Faptul că avem o atenție negativă față de Rusia. Faptul că România este NATO și etc. etc. Criteriul cel mai semnificativ perceput de către americani este faptul că americanii luptă la umăr cu românii pe teatre de operațiuni. Deci, dacă ar fi să încep de undeva, inclusiv într-o campanie pentru vize, dacă va fi să se înceapă o campanie pentru acordarea vizei către români, pentru că asta e o întrebare concretă, dom'le, eu vreau să încep o campanie ca americanii să le ridice viza românilor. Cu ce încep? Ce le spun americanilor să-i conving? Sau pur și simplu americani? Că nu știm ce să le spunem. Și atunci, cea mai bun punct de plecare este faptul că americanii apreciază că românii luptă alături de ei în teatre de operațiuni. Ei, ăsta este, România și America luptând umăr la umăr, este punctul de plecare a unei campanii în Statele Unite pentru ridicarea vizelor pentru români.
Cel puțin, asta este unul dintre rezultatele acestui sondaj, de asta e importantă aceste cercetări. Dacă cineva va înțelege lecția asta și va începe să construiască în politica americană faptul că românii sunt cei care luptă cu americanii pe teatrul operă, deci merită ridicarea vizelor, nu ca alte state care nu luptă cu americanii acolo, sigur că asta ar putea să fie unul dintre avantajele pe care le avem noi ca români după o asemenea cercetare. Să sperăm că cineva va vrea să și audă rezultatele. Să sperăm că cineva va dori să și audă, să sperăm că cineva va dori măcar să repete aceeași metodologie dacă, de pildă, România are vreun proiect în Germania sau în alte state, pentru că e surprinzător cât de mult diferă ceea ce credem noi că știu alții despre noi, față de ce știu ei în realitate. Și dacă nu știm ce știu eu în realitate, evident că orice acțiune culturală a României sau orice proiecție de diplomație publică nu își va atinge rezultate. Domnule Dungaciu, eu vă mulțumesc pentru prezența alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag pe la noi. Mulțumesc și eu.